Nativii balanță și cei care au ascendentul în balanță. Săptămâna 13 mai, 19 mai va aduce o energie a prosperității, a norocului, a bunăstării în casa 8-a, pe teritoriul Taurului. Casa 8-a este casa în care învățăm să ne detașăm, casa în care învățăm ce să facem cu finanțele și mai ales cu finanțele celorlalți. Este casa în care învățăm să ne detașăm de griji, de nevoi și să avem relații frumoase. Aici, dumneavoastră, în această săptămână, aveți Soarele, Venus, Jupiter. Planeta Venus în Taur se simte foarte bine. Planeta Venus, care este micul benefic, o să vă dea foarte multe vești bune legate de investiții financiare. O să vă aducă oameni în cale prin care dumneavoastră puteți ca să câștigați bani. Sau poate o rudă îndepărtată vă lasă o moștenire și uitați cum se întâmplă să vă vină bani de la alte persoane, pentru că această casa 8-a reprezintă banii altora. Este o săptămână foarte frumoasă pentru dumneavoastră, cu multe relații prospere, deci trebuie să inițiați, trebuie să fiți deschiși la oportunități și la oameni care vă vin în viață. Până pe data de 16 mai, planetele Mercur și Marte, să știți că sunt în berbec pe casa a 7-a. Ele vă dau un pic de neastâmpăr, un pic de chef de ceartă cu partenerul de viață, cu colaboratorii, cu oricine sunteți într-o relație. Vreți să plătiți polițe, vreți ca să fiți reactivi, pentru că Marte, care este aici în berbec, este o energie a războiului și uite cum vă influențează pe acest sector al casei a 7-a. Din 16 mai, planeta Mercur intră în Taur și ea se va așeza tot pe casa 8-a, pe această casă a schimbării, a detașării și a relațiilor. Și acest Mercur în Taur, să știți că o să vedea gânduri mai bune în relațiile dumneavoastră. Este o energie mai stabilă, mai temperată. Comunicarea pe care o să o aveți cu oamenii din viața dumneavoastră o să fie mult mai detașată și mult mai adânc înfiptă în realitatea pe care o trăiți. Zilele cuprinse între 17 și 18 mai, să știți că sunt un pic tensionate. Ele se formează tot aici, pe sectorul casei a 8-a. Planeta Mercur face un aspect de quadratură cu planeta Pluto din Vărsător și vă dă o comunicare mai acidă. Sau poate că nu veți comunica deloc, va fi doar dialogul pe care îl aveți dumneavoastră cu propria persoană și adunați frustrare și nu este bine, pentru că vedeți, dumneavoastră este o săptămână a energiei de prosperitate și a norocului și este bine ca fiecare zi, fiecare clipă să vă folosiți pentru prosperitatea dumneavoastră, nu pentru a vă răzbuna pe cei care v-au greșit. În data de 18 mai, conjuncția dintre Soare și Jupiter, care se formează pe teritoriul Taurului în casa 8-a, să știți că vor risipi toate aceste conflicte pe care le aveți cu partenerii dumneavoastră și cu colaboratorii și vor lăsa loc de oportunități, de relații bune care vă vor face viața să fie plină cu noroc. Nu uitați, planeta Venus, care este guvernatoarea zodiei dumneavoastră, este în Taur, este în domiciliu și ea
va aduce în această săptămână foarte mult noroc și prosperitate.